Botoșenenii caută orice posibilitate pentru a se vaccina și sunt disponibili să se deplaseze și în alte județe pentru a se imuniza. Însă, chiar și așa, sunt mulți cetățeni care în momentul actual nu au reușit să se programeze pe platformă și sunt în așteptare. Într-adevăr, platforma nu a mai, fiind un număr mic de persoane care se pot vaccina zilnic pe la nivelul județului Botoșan, nu au reușit toți cei care se încadrează în faza 2 de vaccinare și atunci unii dintre ei s-au vaccinat în județele limitrofe și sunt persoane care nu au reușit, un număr mare nu au reușit să se înscrie în platformă și așteaptă mărirea numărului de persoane de vaccinat pe zi ca să putem acoperi cererea. Sunt peste 100 de persoane care s-au vaccinat la Siret, la Pașcani, la Cârlău și mai sunt care sunt programați în platformă, care merg, au programare tot așa în aceste localități. În același timp, au venit la Botoșan să se vaccineze locuitori ai Iașiului și Neamțului. Am avut de la Iași, care s-au programat la noi în ședarea Neamț. Reamintim faptul că în județul Botoșan ieri au fost deschise 3 centre noi de vaccinare. Este vorba despre un centru în cadrul sălii de sport al Liceului Pedagogic Nicolae Iorga din municipiul Botoșani, un centru la Săveni și altul la Flămânzi.